Bine v-am găsit la Hot News. Suntem în direct cu primarul Comunei Dudești Noi, din județul Timiș. Bine ați venit, domnule Nica, bine ați venit la Hot News. Cum e vremea la Dudești? Bine v-am găsit. Vremea e destul de călduroasă, dar ne bucurăm de o vară însorită. Domnule primar, pentru cine nu știe, ce e Comuna Dudești? Unde e? De ce discutăm noi acum? Trebuie să spunem că e locul unde s-au marcat câteva premiere în materie de modernizare. Prima comună din județ care a intrat pe servicii digitalizate în ce privește taxele și impozitele. Un sistem de încălzire pentru școală unde s-a folosit energie alternativă. Ce ați avut în vedere atunci când v-ați dus către direcția asta de dezvoltare? Da, Comuna Dudești Noi, pentru cei care nu o cunosc, e o comună la 13 km de Timișoara. Înainte, locuitorii acestor meleaguri erau de etnie germană, veniți din Bavaria, deci se numeau șvabi. Și după ce au plecat nemții în Germania, după anii 90, au venit locuitori din toate zonele țării. Vă închipuiți că tradițiile, obiceiurile diferite au creat anumite probleme de coeziune socială, lucruri care ne-au dat de gândit și am încercat să le rezolvăm prin activități sociale și culturale, să aducem oamenii împreună, să îi facem să se cunoască, să fie mai toleranți unii cu alții și să formăm în cele din urmă o comunitate închegată și legată, așa cum și nemții au reușit, dar vreme de decenii, chiar secole. Ați spus foarte corect că Dudești Noi a fost remarcată ca o comună a premierelor. Ne-a plăcut întotdeauna să fim pionieri, întotdeauna să fim primii. Pe lângă proiectele și lucrurile pe care le-ați menționat, aș mai aminti faptul că am fost prima comună din județ care și-a închis groapa de gunoi. Pentru noi ecologia și mediul sănătos reprezintă un standard, nu doar o țintă pe care suntem obligați să o atingem de nevoie, ci suntem conștienți că acesta este un mod de viață sănătos. Nu în ultimul rând aș menționa faptul că noi am fost întotdeauna campioni la atragerea de bani europeni, pentru că ne-am bazat pe accesul la informație. Am dorit să fim primii care depunem proiectele, până se dezmeticeau ceilalți, noi deja eram cu proiectele depuse și de aceea am fost prima comună în 2007 care a accesat primii bani europeni care au venit după intrarea noastră în Uniunea Europeană din județul Timiș. Din 2007 și până acum, domnule primar, cât, la ce sumă se ridică investiția cu bani europeni în tot ce înseamnă modernizări în Dudești Noi? Chiar am făcut un calcul, nu știu exact pe bani europeni, dar toate proiectele majore însumate sunt aproximativ 50 de proiecte în valoare de 28 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Aici intră și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, fie că sunt ele europene, norvegiene, elvețiene sau guvernamentale, și chiar proiectele din bugetul local cu impact major în localitate. Atunci când vine vorba de bani europeni, majoritatea sau mulți dintre edilii locali se plâng că nu au echipe cu care să gestioneze proiectele europene. Dumneavoastră, cum v-ați găsit oamenii cu care să faceți proiectele și să supravegheați apoi implementarea lor? Să știți că resursa umană este cea mai importantă în atragerea de bani europeni. Competența în acest domeniu e esențială ca să ai succes. Vă mărturisesc că primul proiect european l-am scris chiar eu, după ce am devenit cel mai tânăr primar din România în 2004, m-am dus la un curs de scriere de proiecte europene. Și primul proiect a fost de informatizare a primăriei. La momentul respectiv, adeverințele se scriau la mașină, nici nu se avea cunoștință de calculator. Eu fiind absolvent de automatică și calculatoare, poate a fost și un defect profesional că doream să informatizez cât mai repede primăria, instituția.
Dar pe parcursul anilor am atras lângă mine oameni care s-au specializat în fonduri europene, iar mai apoi în firme de consultanță competente când ne-a depășit volumul și anvergura proiectelor pe care noi le câștigasem. Care a fost cel mai mare Știi? proiect pe care l-ați gestionat și pentru ce anume s-au investit banii? Cel mai mare proiect pe care îl gestionăm încă, de fapt au fost două, unul pe care l-am finalizat în parteneria cu mai multe unități administrative teritoriale, era un proiect pe post-dru, prin care noi am școlit populația de etnie romă din sat și am oferit o a doua șansă celor care nu aveau studiile făcute, nici măcar 8 clase, pentru că nu-și găseau locuri de muncă și așa mai departe. Iar al doilea, cel mai mare, este extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare și a stației de epurare prin aducerea la stația noastră de epurare a comunei vecine, Becșcere cu Mică. Vorbim de valori de 3 milioane și jumătate de euro fiecare proiect. Dacă n-ar fi fost banii europeni, să facem un exercițiu de imaginație și ați fi avut același plan, să zic, de dezvoltare, câte bugete anuale ale comunei v-ar fi trebuit? Păi, dacă vă gândiți că în 2004 bugetul comunei era de 500.000 de lei la un curs al euro de, să zicem, 3 lei, cam așa era, deci nu aveam mai mult de 150.000 de euro bugetul comunei. Acum, în prezent, bugetul comunei este de 2 milioane jumătate de euro, iar cele 28 de milioane de euro atrase să copii și noastră cam câte decenii ne-ar fi trebuit să facem lucrurile pe care le-am făcut din bugetul local. Și țin să menționez un lucru, nu am folosit niciun ban din credite. Tot ce am făcut a fost strict din fondurile atrase, europene, nerambursabile sau buget local. Sunteți sau reprezentați România la nivelul Uniunii Europene într-o structură care se cheamă Comitetul European al Regiunilor și faceți parte și dintr-un judiciu care judecă sau hotărăște ce oraș va fi următoarea capitală europeană, A capitală culturii. culturală europeană. V-a ajutat în vreun fel poziția asta în relația asta cu fondurile europene? Da, categoric m-a ajutat, pentru că, așa cum v-am spus, informația e esențială ca să te pregătești, ca să știi exact unde să aplici, ce criterii trebuie să îndeplinești. Iar prezența mea la Bruxelles m-a ajutat să văd exact cum funcționează acest mecanism european și ce așteptări au cei de la Uniunea Europeană de la noi. În același timp, mandatul de reprezentare a României la Bruxelles a constituit pentru mine o responsabilitate, iar atunci când Comisia Europeană a hotărât să mă selecteze pe mine ca să fiu expert în jurul de experți care desemnează și monitorizează capitalele culturale europene, a fost pentru mine o încununare a activității mele de la nivel european. Cred că activitatea mea de la nivel european constituie o bază solidă pentru ceea ce doresc eu să fac la nivel județean, de aceea am și hotărât să schimb puțin registru, să trec de la o comună periurbană la nivel județean și mai ales că Timișoara va fi capitala europeană a culturii în 2023, acum cu amânarea cauzată de pandemie. Și cu atât mai mult doresc să mă implic în acest proiect care pentru noi ca bănățeni înseamnă foarte mult, dar și pentru noi ca și români la urma urmei. Domnule Nica, lăsați o comună micuță și ambiția noastră se duce către șefia județului. Lucrurile sunt diferite acolo, alte provocări. Nu mai e așa de simplu să lucrezi cu consilierii locali. De multe ori, în Consiliul Local lumea se știe pentru că toți trăiesc în aceeași comună. Ar putea să spună dudeștenii că pierd un primar bun care face un pariu riscant neștiind ce să aștepte de la dumneavoastră ca și eventual
potențial președinte al Consiliului Județean. Ce vă gând, de ce vă duceți acolo? Ce vă gândiți că ar trebui făcut acolo, în așa fel încât să îi convingeți și pe ceilalți din celelalte comune să vă voteze? Vedeți, dumneavoastră, eu încă din 2004 m-am luptat cu anumite prejudecăți. Mai întâi că eram prea tânăr, mai apoi că nu aveam experiență, iar acum chiar mă lupt cu o prejudecată, cum că un primar de comună mică, deși comuna de Deștinoi e peste medie, ca și populație și ca și mărime, în județul Timiș, un primar de comună mică, poate e pălăria prea mare pentru el să meargă și să aspire la o astfel de poziție de la nivel județean. Cred că este o prejudecată pentru că am văzut la nivel micro ce doresc oamenii și lucrurile pe care ei le doresc la nivel micro, că vorbim de canalizare, de elemente de infrastructură, asfaltare de străzi sau iluminat public sau servicii publice de calitate, pot fi scalate foarte ușor la nivel macro. Am văzut ce înseamnă la nivel micro asfaltarea unui drum de legătură care făcea legătura în 2007 între comuna noastră și un drum național, ce înseamnă pentru potențial investitor, pentru a dezlănțui potențialul investițional în comuna noastră, și știu ce înseamnă a face un element de infrastructură mare în județ ca să dezlănțui acest potențial la nivel macro. Practic, în 2007, de la 12 buticuri, înainte de asfaltarea acestui drum, care era plin de grop și nimeni nu se încumeta să vină acolo, am ajuns la finalul anului 2008, anul următor, la peste 70 de firme care s-au stabilit în comuna noastră, dintre care două întreprinderi mari, de anvergură și calibru național chiar. Chestiunile acestea că un primar de comună poate nu are experiența necesară pentru nivelul județean, le-aș considera prejudecăți. Și din potrivă, eu pot să spun faptul că un primar de comună este mult mai apropiat de cetățeni, pentru că mult mai ușor ajungi la un primar de comună, biroul lui este întotdeauna deschis, față de un primar al unui mare municipiu sau al unui județ, care datorită mărimii funcției și mărimii arealului de influență, e destul de greu să ajungi la această poziție de responsabilitate, ca și simplu cetățean. Și de aceea apropierea de cetățeni este unul din motivele care m-au determinat să candidez. Pe de altă parte, domnule primar, tocmai această apropiere de cetățeni, sau mai degrabă lipsa ei, îi se reproșează actualului sistem administrativ. Adică oamenii știu cine e primarul, înțeleg ce face un primar, poate mai știu ce fac consilierii, dar la județ întotdeauna drumul e cam lung. Și dacă mai e și neasfaltat, e greu de ajuns acolo. De ce credeți că veți avea mai multe șanse din postura asta decât ați avea fiind pur și simplu primar într-un loc unde, uite, s-au făcut niște lucruri și poate continuă să se mai facă lucruri? Da, pentru mine este o schimbare pe care o privesc și cu nostalgie și cu oarecare tristețe, pentru că mai sunt proiecte care să mă motiveze în comuna în care locuiesc, dar pe de altă parte este și o datorie ca experiența acumulată în acești 15-16 ani să o valorific, să o folosesc în interesul unui grup mai mare de oameni care au anumite așteptări, care au încredere și au luat drept model, drept exemplu ceea ce am făcut eu la Deștinoi. Și din perspectiva asta, responsabilitatea cred că trebuie să primeze pentru un om de bună credință care dorește să facă ceva pentru semenii lui. Cât de mult vă bazați pe rezultatul general din județ al alegerilor locale, adică în ce măsură vă bazați pe primării unde vor ieși primari pe listele Partidului Național Liberal? Pentru că dacă aveți primari dintr-o altă zonă politică, s-ar putea să fie o ceartă permanentă, un conflict, fiecare vrea să facă ceva, șeful de la județ are altă viziune. Cum credeți că ați putea rezolva o astfel de situație? În PNL eu am fost votat de către primari.
ca să îi reprezint în această poziție de responsabilitate. Legat de ceilalți primari din județul nostru, cu toții am o relație foarte bună, fiindcă suntem colegi în Asociația Comunelor, pe care eu am condus-o o vreme de 5 ani la nivelul județului Timiș și al cărei vicepreședinte la nivel național încă sunt. De aceea, apropierea și înțelegerea problemelor administrative cu care se confruntă fiecare primar, indiferent de culoarea politică, e un argument suplimentar că am făcut pasul corect. De asemenea, fac parte din grupul pentru reformă și acțiune locală, un ONG pe care noi l-am creat la nivel județean, din care fac parte primar de toate culorile politice și care sunt nemulțumiți de actuala conducere PSD a județului, de faptul că nu au trecut pe la ei mai mult de 4 ani, inclusiv primar PSD și alte sunt nemulțumiți. Și acest lucru mă face să cred că pot găsi sprijin și în alte partide decât partidul din care fac parte. Faptul că m-au ales primarii și am primit mesaje de susținere, inclusiv de la cei din opoziție, este că ei au înțeles că îi reprezint pe toți, inclusiv pe cei de la PSD și alte, pentru că eu voi fi un președinte al primarilor, primari care asigură legătura directă, așa cum am spus, între cetățean și administrație. Este nivelul cel mai de jos al administrației, în contact direct cu cetățean. Și va fi un nivel esențial pentru mine ca și președinte al Consiliului Județean pentru a-mi realiza programul și viziunea. A spus că veți fi un președinte al primarilor, dar dacă cetățenii v-ar întreba, bine, bine, dar dacă eu vă întreb ca președinte al celor din Timiș, spuneți-mi ce proiecte mari, care sunt primele, nu știu, 5 proiecte pe care v-ați propune să le faceți acolo și pe care credeți că ați și reușit să le faceți măcar într-un prim mandat. Da, sunt multe proiecte de care Timișul are nevoie. Întotdeauna cei din vestul țării au văzut în București o opreliște în ceea ce privește dezvoltarea la adevăratul potențial al acestei zone. Faptul că Timișoara a fost primul mare municipiu legat de vest a constituit pentru noi un avantaj. Însă anumite proiecte majore de investiții pe care noi le avem aici atât de necesare și care depind de București, cum ar fi autostrada Timișoara-Belgrad, stadionul, sala polivalentă în Timișoara, sunt câteva, centura Timișoarei, sunt proiecte care ar dezlănțui potențialul de dezvoltare a județului Timiș din punct de vedere economic și a Timișoarei, nu în ultimul rând, lucruri care ne-ar ajuta și ar ajuta și nivelul central să poată să distribuie bogăția pe care noi o creăm aici și în alte zone. Dar atâta timp cât noi gândim că ceea ce producem în vest aici, în Timișoara, în Timiș, merge către alte părți și când vedem că lucrurile de care noi avem aici nevoie pentru a ne dezvolta și mai mult, pentru a produce și mai mult, pentru a da la urma urmei bugetului de stat și mai mult ca să poată fi redistribuit pe principiul solidarității către alte zone, ne frustrează oarecum, fiindcă această gândire că îi ținem pe toți la același nivel, încercăm să blocăm potențialul de dezvoltare, nu cred că este o gândire sănătoasă și pe termen lung. De aceea, aceste alegeri locale vor constitui o premieră pentru noi, pentru Timișoara, pentru Timiș, pentru că va fi pentru prima dată după Revoluție, când vom avea și la Consiliul Județean președinte de aceeași culoare politică, și la primăria Timișoara, și la primăria Lugoj, și la guvern, și la președintele țării. Și această aliniere, să zicem, de astre, ar putea să constituie pentru noi un fapt favorabil unei dezvoltări coerente și armonioase din punct de vedere economic, social și administrativ. Asta dacă se aliniază toate astrele așa cum v-ați dori, în așa fel încât să rămână continuitatea asta, pentru că după aia dacă
nimeriți într-o administrație care la nivel central nu vă mai e amică din punct de vedere politic, s-ar putea să nu vă mai iasă proiectele, nu? Așa este, dar eu am experiența opoziției și din cei 16 ani cât am fost primar, 12 am petrecut în opoziție. Și cheia succesului nu au fost PNDL-uri, proiecte bazate pe fonduri guvernamentale, ci proiecte europene și idei noi de dezvoltare a localității. La fel am să gândesc și la nivel județean în caz că vom avea perioade în care ne vom afla în opoziție, însă eu mă gândesc acum că șansele cele mai mari sunt ca astele să se alinieze pentru prima dată, așa cum am spus, în ultimii 30 de ani, la nivelul județului Timiș. Domnule primar, suntem în plină pandemie. Dudeștiul n-a avut până mai ieri niciun caz. Tocmai s-a anunțat că e primul caz. Cum vă pregătiți pentru criza asta care a scos în evidență două mari slăbiciuni? O slăbiciune în sistemele de sănătate publică și lipsuri în sistemele de educație din cauza problemelor legate de pandemie. Cum le-ați rezolvat pe astea? Da, într-adevăr, provocările din prezent sunt cele din sănătate, dar și educația ocupă un rol esențial, pentru că nu poți să dezvolți economic o țară, o regiune, un județ, o localitate cu populație bolnavă sau needucată. De aceea, investițiile în sănătate și educație trebuie să constituie o prioritate, cu atât mai mult cu cât condițiile pe care le avem acum în pandemie ne arată importanța strategică a acestui sector pentru societatea noastră. Dacă ne referim la județul Timiș, în sănătate, vreau să vă spun că nu s-a făcut foarte mult. Am pierdut acea investiție majoră prin lipsa unui lobby politic susținut de a realiza un spital regional la Timișoara. Nu știu dacă știți că Timișoara nu se regăsește printre cele trei mari centre naționale în care se vor realiza aceste spitale regionale. De asemenea, nu avem o maternitate modernă la Timișoara, doar Cârpel și Peticeli. De asemenea, trebuie spus că Timișoara, fiind un centru major universitar, ar putea foarte ușor să aibă un centru de cercetare medicală într-un domeniu anume, să dăm un exemplu la îndemână, oncologia, care să facă performanță în acest județ, știind că în județul Timiș rata de incidență a cancerului este una dintre cele mai mari din țară. Sunt doar câteva idei, câteva direcții pe care noi va trebui să ne concentrăm imediat după alegeri și să venim cu proiecte concrete pentru a rezolva aceste chestiuni. Evident, Spitalul Județean Timiș, care ține direct de Consiliul Județean, trebuie să intre într-o amplă operațiune de modernizare, să mai plece oameni cu infecții din spital, lucru nepermis, adică vine să se trateze de o boală și pleacă cu alta sau mai rău își agravează boala datorită unor infecții luate în spital. Medicii cât de cât sunt remunerați acum corespunzător și cred că următoarea etapă de acțiune trebuie să fie infrastructura sanitară. Iar dacă vorbim de educație, aici văd un parteneriat din perspectiva Consiliului Județean Timiș între mediul universitar, mediul de afaceri, administrație și societatea civilă pentru a găsi acele elemente comune pe care să ne structurăm strategia de dezvoltare județeană, astfel încât să avem parte de o dezvoltare economică și socială durabilă și sustenabilă. Nimic nu se poate face dacă nu sunt bani. Dumneavoastră spuneați până la începutul acestei discuții că doar simpla modernizare a unui drum a mărit numărul de firme și a adus bani mai mulți la buget. Vorbeați de asemenea de ideea scalării unor astfel de experiențe. La nivelul județului Timiș, cum vreți să atrageți investiții străine, poate? Da. Din discuțiile pe care le-am avut cu oameni din mediul de afaceri, au reieșit câteva probleme.
În primul rând, hățișul administrativ și birocratic, care descurajează foarte mult mediul de afaceri și atragerea de investitori în zonă. În acest sens, am propus ca imediat după ce vor fi trecute alegerile să înființăm un departament special pentru sprijinirea mediului de afaceri și când spun pentru sprijinirea mediului de afaceri, mă refer la faptul că funcționari de acolo din Consiliul Județean, atunci când un investitor are o problemă administrativă, îl ia frumos de mânuță și merge la instituția corespunzătoare și îl asistă până la rezolvarea acelei probleme. Fie că e vorba de o autorizație de construire, un aviz, o autorizație de altă natură sau niște aprobări administrative în general. Cred că această administrație prietenoasă cu investitorii, cu mediul de afaceri, poate să dea încredere acestui sector că administrația lucrează cu adevărat pentru ei, pentru firme, pentru cetățeni și ca să nu blocheze suplimentar sau să nu aducă o povară suplimentară care deja există și care să pună piedici suplimentare promovării unei investiții sau unei afaceri. Iar o altă chestiune care e foarte importantă pentru atragerea de investitori este o gândire strategică și o viziune pe termen lung. Cum dorim să arate Timișul nostru peste 10, 20 sau 30 de ani? Prin ce dorim noi să fim identificați în mod unic? Atunci când oamenii de afaceri și cetățenii în general care doresc să facă o schimbare în viața lor, să se extindă, să se mute, să se relocheze, fac o cercetare înainte. Să văd ce mă atrage la locul respectiv ca să pot să-mi stabilesc afacerea sau să mă stabilesc cu familia acolo. Un mediu de viață prietenos, un loc unde afacerea mea e în siguranță, este ceea ce dorim să oferim noi prin viziunea pe care o promovăm la nivelul județului Timiș. Și nu în ultimul rând, faptul că sloganul meu electoral este Timișul la nivel european, asta trebuie să se reverbereze în toate acțiunile pe care eu doresc să le fac din această nouă postură. Nu mai vreau să vedem insule de sărăcie în județ. De aceea, parteneriatul cu administrațiile publice locale și cu primarii în general va fi unul real și o consultare reală în tot ceea ce voi realiza. Nu știu dacă știți că există încă în Timiș trei comune care încă nu au apă curentă. Trei comune din 99 de unități administrative teritoriale. Există 55 de unități administrative teritoriale care încă nu au canalizare din 99. Doar 32% din unitățile administrative teritoriale sunt racordate la sistemul de alimentare cu gaz. Sunt provocări, sunt lucruri de făcut în acest context și voi folosi președinția Consiliului Județean ca un factor de mediere între autoritățile publice locale și cele centrale pentru realizarea acestor proiecte atât de necesare în orașele și comunele noastre. Ne apropiem de final, domnule Nica. Dacă v-ar întâlni mâine un timișan dintr-o localitate care n-a văzut cum arată Dudeștiul și v-ar întreba eu de ce ar trebui să vă aleg, ce i-ați spune? Păi, în primul rând, eu sunt, cred că, singurul candidat care chiar are un proiect. Programul nostru politic îl vom lansa în câteva zile. Proiectul nostru politic este rezultatul consultării oamenilor, al primarilor, al tuturor celor care au avut ceva de spus, al oamenilor de afaceri și nu e un proiect care să reflecte doar dorința președintelui, doar dorința mea. Un alt argument ar fi că am experiență în administrație, știu administrație și știu de ce au nevoie oamenii. Însă și legătura directă pe care un primar de comun o are cu cetățeanul poate să fie garanția că sunt bine ancorat în realitățile și nevoile oamenilor. Un alt motiv pentru care cred că ar fi util să aleagă aceeași
coloratură politică la toate nivelurile, este coerența administrativă atât pe orizontală cât și pe verticală, pentru că timișenii sunt sătui de certuri politice și de inacțiune administrativă. Și dorim să avem această coeziune la nivelul administrației ca să fie zămislitoare, să fructificăm acest avantaj și să realizăm lucruri pentru oameni, nu să ne pierdem timpul și energia în certuri politice sau de altă natură. Nu în ultimul rând, cred că Timișul, Timișoara și orașele și comunele din acest județ au nevoie de investiții majore și de eforturi concentrate ca aceste investiții majore să se realizeze. Nu putem să facem această autostradă doar de la Consiliul Județean. Avem nevoie de parteneri în administrația publică centrală. Niciun alt partid nu va putea să aibă acest parteneriat dacă nu va fi la guvernare. Și guvernul va fi al PNL, orice ar spune cei din opoziție, sunt șanse foarte mici ca ei să recupereze distanța pe care o au de recuperat față de PNL. Și toate aceste argumente, cred că unui om de bun simț îi dau încrederea și convingerea că asta este soluția pentru noi, pentru Timișeni. Vă mulțumesc foarte mult! Succes la viitoarele alegeri și să ne auzim cu bine după ce trece pandemia. Vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută, așa să fie.